Încă 10 troleibuze noi vor circula pe străzile Chișinăului. Mijloacele de transport sunt dotate cu sisteme de supraveghere video, prize USB, oglinzi cu sistem de încălzire, dar și aer condiționat. Toate cele 10 unități au fost asamblate la Regia Transport Electric. Nu avem aici locuri pentru genți, bagaje, pentru telefoane, încărcătoare. Sunt niște troleibuse noi, comode. Sunt 30 de ani de când Gheorghe Bivol este șofer de troleibuz. Bărbatul spune că noile mijloace de transport dispun de aer condiționat, ceea ce este un avantaj pe timp de vară. Mi-e ușor și mult face condiționer, adică sfoge vara, este de încărcat telefoane, tot ce le au. Iar Tatiana Petrache este conducător de troleibuz de 6 ani. Femeia spune că acum va fi mai ușor de condus noile mijloace de transport. În cabine ajungeam peste 40 de grade căldură. Acum este un beneficiu, un confort și pentru pasager și pentru șofer. Vom activa mult mai ușor vara. Potrivit municipalității, costul unui troleibuz este de 165.000 de euro. Aceste troleibuze care astăzi sunt lansate vor circula pe mai multe rute. Deja sunt afișate pe panourile informaționale. Ruta 12, 21, 4, 13. Pe aceste rute vor circula troleibuzele date. Pe parcursul ultimului an, un an și jumătate, în totalitate au fost 240 de unități de transport aduse în municipiul Chișinău, atât autobuze cât și troleibuze. Obiectivul pentru anul curent este în continuare să aducem alte 50 de unități de troleibuze. În cadrul Regiei Transport Electric sunt peste 400 de troleibuze, iar 60 dintre acestea sunt vechi și trebuie înlocuite.